În ajunul sărbătorii Sfântului Erarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, 33 de preoți din cadrul protopopiatului Oltenița s-au reunit la procesiunea cu noua raclă, cea de fragmente din moaștele Sfântului Erarh Nicolae. Racla a fost sfințită de preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, în Paraclisul Episcopal. Cu prilejul sărbătoririi hramului, în Catedrala din Oltenița, Preoții din cadrul protopopiatului au săvârșit seara aceasta slujba vecerniei unită cu Litia. Slujba a fost urmată de o procesiune în jurul Sfântului Lăcaș, cu noua raclă ce adăpostește fragmente din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, precum și din ale Sfinților, Mina, Mercurie, Fanurie, Teodosie, Ciprian, Stelian și Sofronie. La finalul procesiunii, racla a fost așezată spre închinarea credincioșilor. Sfântul Ierarh Nicolae este hramul principal al catedralei din Oltenița, de aceea, pomenirea Sfântului este un prilej de bucurie pentru întreaga comunitate. Sărbătoarea va continua mâine prin săvârșirea slujbei Utrenii și a Sfintei Liturghii, la care sunt așteptați și elevii de la școlile din municipiu.